Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Bună ziua! Bună ziua! Bine ne regăsim la ședința de astăzi, 27.10.2023. Dau citire ori de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2024. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe terasa administrativă a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru utilizatorii carnici și a regulamentului privind de instituirea și administrarea taxei speciale de salubritate revizuită, inițiator în valoarea Târgu Ocna. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Târgu Ocna pentru anul 2024, inițiator prin valoarea Târgu Ocna. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune în baza contractului de concesiune numărul 4747 din 10.12.1907 pentru imobilul teren situat în orașul Târgu Ocna, strada Carol I-ul, blocul E11, județul Bacău. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație primite din partea domnului profesor Mihai Nichita Bușculeț, inițiatorul bazat Târgu Ocna. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a orașului Târgu Ocna, a SECE Orange România S.A. în vederea instalării unei stații de telefonie mobilă, inițiatorul primarul orașului Târgu Ocna. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii de măsuri de actualizare a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism aferenți prelungirea valabilității documentației de urbanism planului urbanistic general al orașului Târgu Ocna și a regulamentului local de urbanism aferenți, inițiatorul primarul orașului Târgu Ocna. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată în data de 28.10.2023. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată în data de 28.10.2024, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public comunitar local de viața persoanelor Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Proiect de hotărâre privind deliberarea de funcția viceprimarului orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator grupul de cortieri FR, PMP și România. Punctul 10. Întrebări interpretate ascultă. Cine este de acord pe ordine de zi? Domnul președinte, deci grupul PNL trei consilieri nu vor participa la vot la punctul 11 proiect de hotărâre privind deliberarea din funcția viceprimarului orașului Târgu Ocna. Deci nu când vom vota în potrivă sau pentru sau reacție, nu vom participa la vot. Ca să se știe. Da. Vom să facem. Doar aprobare pe ce verbale. Pe aveți revenit, am trimis procesele verbale încheiate la ședințele Consiliului Local în luna noiembrie și luna decembrie, cele două ședințe extraordinare. Pentru procesul verbal încheiat la ședința din 29.11.2023, vă rog dacă aveți observații sau completări. Dacă nu, s-o pun la propriu, cine este pentru? Unanimitate. Procesul de la India la ședința extraordinară din data de 13.12. Cine este pentru? Ok. Puneți și o ședință extraordinară? Da, din 13.12. Două abțineri. Și ședința din 20.12.2023, tot trei extraordinare convocate de dată. Cine este pentru?
abține, că n-am. Și nu. Abține? Nu am fost. Când ați participat, da? Împotrivă? Procesele verbale au fost aprobate. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2024. Raportul Comisiei Juridice. Comisia Juridică a avizat favorabil în unanimitate de vot. 7 pe 2. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Ceva împotrivă? Dacă este ceva? Unanimitate. Proiectul numărul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicat bilă pe rata administrativă a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru utilizatorii carnici și a regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare de vizuit, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raport Comisiei Juridice. Comisia Juridică a dat favorabil 6 voturi de anul și o abținere a domnului consilier Nașucat. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil în unanimitate. Comisia de Studii Economice și Promovare. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Observăm că taxa de salubritate tot crește. Vorba de reclame de nu se mai oprește. Și am vrea să știm când la prețul ăsta căpătăm și calitate, dacă se aprobă taxa. Consider că taxa este prea mare față de serviciile oferite. De asta voi vota împotrivă. Aveți cineva? Supun la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Împotrivă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Târgu Ocna pentru anul 2024. Este un proiect de hotărâre mai special. Aș vrea să întreb domnul secretar general dacă rapoarte de avizare întocmite potrivit articolul 4, alineate 4 și 5, s-au prezentat cel puțin înainte de plen, când a votat așa proiectul de hotărâre. Conținutul raport de avizare va fi să dacă s-a respectat termenul de o zi înainte, conform aprobat, revizuit în 2024. Păi, având în vedere că au fost atâtea zile lucrătoare și dintre cele două comisii juridică și economică au avut loc astăzi, deci asta s-a fost prezentat pentru raportul de avizare. Termenul a fost stabilit până în data de astăzi. Dar de contact este legal, dacă rog, scrie mulțumim. La întrebat. Așa am stabilit prin adresa de mâncare, pe care am mai învățat comisiei. Okay. Având în vedere că au fost atâtea zile vitele, asta a fost el în care am putut în care acum. Avizul comisiilor. Da, Comisia Juridică și Administrație Publică a avizat favorabil cu amendamentele propuse de către domnul consilier Barna Cristian. Amendamentele sunt 4 la număr. Amendamentul numărul 17691, 17692, 17693, 17694, din 21-12-2023. Toate cele 4 amendamente au fost adoptate favorabile, 5 voturi pentru, 2 abțineri ale domnului consilier Bucuroiu și Apărea Spire. Deci, Comisia a avizat favorabil cu cele 4 amendamente de modificare a nivelurilor produse. Da, domnul președinte, director, cu amintiri cine s-a ținut, să știți că eu, în personal, nu mai abțin și
în plen aici, când vreți să punem amendamentele spre vot, pentru a fi votat. Da, am menționat numele Răzvan, pentru că este corect, de fiecare dată a se menționat, pentru că în aviz este scrie favorabil sau nefavorabil, dar nu se știe cum s-a votat. Și dacă mă exprim în ședință, da, punem și acolo. Dacă facem public, să facem public. Ce spune în parte, ca în viață? Dar am venit la plorul procesului verbal, să fie conservat. Dacă facem public, când trebuie să facem public? Nu, pe toate. Spune ca să fie public, ca să știe toți stăjbocnenii, nu mă abțin la aceste amendamente. Eu, personal. Domnul Bucuroi nu știu ce face. Comisia de urbanism? Comisia de urbanism a avizat cu majoritate de vot în varianta executivă. Viață. Comisia economică, deci, a votat cu două voturi pentru și 3 abține la amendament. Aviz nefavorabil. Și avizul e favorabil, fără amendament, nu? Deci aviz nefavorabil, m-am explicat. La amendament? Pentru amendamente. Păi și pentru proiectul în sine. Proiectul e domnul. De secretarul, domnul? Nu, dar nu. Nu, dar nu am înțeles. Totuși, a membru a comisiei mai întâi, amendamente. Am spus că pentru cu amendament. Sunt 2 voturi pentru și 3 abțineri. M-am exprimat corect. Îmi cer scuze dacă nu am fost înțeleasă. Pentru amendamente, da? Și pentru proiectul în forma lui inițială, sunt 5 voturi pentru. Dar asta nu trebuie după. Oricum trebuie dezbătut amendamente. Păi sigur că da. După amendamente, sigur, dar eu am spus corect. Da? Bună ziua tuturor! Și eu vreau să intervin aici la o chestiune. Pe registratura instituției a fost primit o serie de amendamente pe data de 21.12 și este vorba de amendamentul numărul 17.691 și 12.12.2022 privind modificarea proiectul de hotărâre la Consiliul Local privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la urmă în anul 2024 de modificare ca inițiator Consilierul Local Cristian Barna, Jăgănuță Nicolai, Doin Dumache, Alexandru Grăjinariu, Ioan Cicurea și Antonie Cristian. Documentul este semnat doar din singur membru. Dacă tot discutăm și tot timpul am contestat forma actelor administrative, vreau să mă lămuresc și eu până la urmă ce este cu acest amendament. Pentru că dacă una este să fie un amendament al unui consilier local, chiar dacă face parte dintr-un grup, și alta este să fie al unui grup de consilieri locali. Aceste amendamente, 1791, 17.692 cu aceeași dată, 17.693 cu aceeași dată, 17.694 cu aceeași dată. Vreau să lămurim situația, cine a inițiat aceste amendamente și de cine sunt susținute. Dacă puteți să-mi răspundeți. Nu. Dumneavoastră a zis așa, grupul de consilier nu este adevărat. Domnul consilier, amendamentul este semnat de un singur membru. Adresa de înaintare poate să fie semnată de o singură persoană. Dar un amendament trebuie să fie însușit de lista semnăturilor. Iar noi aici discutăm doar de o singură semnătură. Amendamentul trebuie semnat de doar. Ba, eu nu știu cum adică. Păi atunci hai să punem amendamente că toți 17 consilieri în numele tuturor. Și jumătate de executiv. Dacă cei care sunt acolo și semnează acum, amendamentele sunt valabile. Dar rămâne, mai depus încă o dată. Nu, vă rog ca inițiator să-ți prezentați acum, pentru că eu m-am săturat de manipulare și de a atâta dumneavoastră niște drepturi de liderul grupurilor, și în realitate e cu totul altceva. Așa și la depozit, nu numai singur, că n-am așa. Ce număr? Păi hai să lămurim. Eu am primit pe Secretariatul General al orașului Târgovna o adresă pe data de 21.12 cu aceste amendamente. Susținând amendamentele, am văzut 1, 2, 3, 4, 5, 6 consilieri locali, dar este semnat doar de unul singur. Aici vreau să mă lămuresc. Dacă este însușit de toată lumea,
îl luăm ca atare, dacă nu e sfârșit, mi se pare lucru că e o forțare, aici așa în față. Dacă vrei, se face referire și la mine, am avut discuții în acest sens și am înțeles și mi-a spus și domnul consilier Vana că am îndreptat și a venit și a depus în numele său amendamente. Să alte amendamente Nu, noi discutăm de numele de înregistrare, domnul consilier. Dar nu le are înregistrate și pe acest. Păi, nu știu. Dacă nu le are înregistrate. Păi, aici trebuie să-l înregistrate. Nu poate să. Păi și atunci ce de, care amendamentele dezbatem? Cele semnate de grup sau aceste amendamente? Pe toate care sunt depuse, domnule. Deci le dezbatem și astea face de grupuri. Dar acela nu vă scrie. Păi haideți să ne lămurim, domnule consilier, că e jenant. Scriu un grup, păi scriu și noi. Eu, un coleg din grupul, oricare ar fi, vă nominalizează pe dos și facem un amendament. În numele dumneavoastră. Până acum niciunul dintre cei menționați dumneavoastră nu a zis că nu a semnat sau nu e... Nu ba, toate amendamentele au fost însușite prin semnături. Nu este... Ei, ia să scoatem amendamentul. Hai să... Dar nu, dar hai să facem regulamentul să vedem dacă sunt însușite sau nu. Dar hai să facem un amendament toți acum, pentru că taxele să nu crească în, și să rămână indexate doar cu rata inflației. Nu e bine așa? Nu e bine așa? Hai să vedem. Deci avem 8 amendamente, da? Avem 4, 1791, 17691, 17692, 17693, 17694. Și mai avem încă 4 care au alte numere de înregistrare, alte documentații. Să nu ne jucăm cu forma. Dumneavoastră sunteți un perfecționist în ale formei. Ați contestat orice hotărâre și orice document care vi s-a părut ca formă. Ba că n-are data, ba că n-are ziua, ba că n-are nu știu ce, ba că e într-un fel, ba că e în altul. Eu asta vreau să știu. Dacă 6 consilieri locali au însușit un amendament și atunci este o întrebare și la care nu trebuie să răspund, iar dacă dumneavoastră în numele încă a 5 consilieri v-ați arogat acest dreptul fără să aveți în putere, cine este altceva? Păi nu putem așa. De nu trebuie amendament, nu trebuie semnate de... Nu dorem, nu. E pus așa, le punem prin poștă. Dar de ce n-a spus și numele colegilor de la... Nu. Deci eu asta vreau să răspundesc astăzi. Te dezbatem numai pe ultimele 4 și gata, că s-a aceeași chestie o altă. După aceea, nu știu de care trebuie. Domnul, ați înregistrat legislatura instituției. Dar dumneavoastră sunteți un susținător a reglementărilor legale. Eu discut eu 17691. Dacă nu vreți să-l... Nu dacă este identic, retrage-l de pe ordinea de zi. Dar de pe ordinea de zi, ceva de bar. Care? Nu știu. În calitate de inițiator, poți să-l retrag. O soluție. Dar să dăm drumul la ședință. Și haideți să nu ne mai jucăm cu arogatul de drepturi și de... aveți puterea și susținerea ca să vă asumați dumneavoastră. Nu puneți pe alți consilieri din grupul dumneavoastră, din grupurile celelalte, că așa facem un talmeș-malmeș. Și noi scrim aici că numele consiliului local. Și ce dacă n-a fost informat consiliul și nu i-a adus în susținere? Care-i problema? Că doar era o semnătură. Nu există, de nu este nicăieri că scrii toată amendamentul format din semnat de două obiecte. Dar, dar cum, domnul, dacă un amendament nu se însușește prin semnătură? Cum nu? Cum nu? Dar și în Parlamentul României, când se inițiază o procedură de vot, de oricare act normativ de a fi dezbătut, nu este în spate lista semnătorilor, inițiatorilor. Cât sunt acolo? Pe grupuri, pe individuale? Este amendament, nu este pe amendament. Hotărâre. Haideți, domnul consilier. Eu întreb pe doamna secretară, dacă pe acest amendament, cu numele de registrare, ca și cu vorbe, domn primar și eu, sunt trecuți 6 consilieri, ca inițiatori. Da, semnează domnul Barna. Nu rămâne ca inițiator singur, până la urmă, urmă, dacă semnează Barna, să o verificăm semnăturile. Adică eu cred că amendamentele trebuie să rămână în vigoare, ca un ca inițiator, doar pe Barna Cristian. Da. Dar ele trebuie să rămână, el le-a înregistrat, de ce v-aș exista. Dar mai trebuie să semnă că nu cu baza, dar o cred cu telefonul ăsta, nu este ok. Domnul președinte, sunteți președintele de ședință. Eu vă rog frumos, în calitatea mea de executiv, să dezbateți amendamentul 17691. Dacă vreți să-l dezbateți, nu vreți să-l dezbateți, când retrageți, când nu retrageți, când vă asumați și vă cereți public scuze că ați utilizat dreptul altor consilieri, nu e nicio problemă. Dumneavoastră primele 4 și mă cerea de 4.
Nu știu, de același text. Nu știu, de același text. O să punem un text cu o semnătură, același text cu două semnături, același text cu a trei semnături, nu, același text cu o semnătură, nu au bani. Domnul, eu am citit aici ce a scris dumneavoastră, domnul. Inițiatori, consilieri locali, Cristian Varna, Drăgănuță Neculae, Dumache Doina, Alexandru Brăjnariu, Ioan Ciurea și Adolf Cristian. Aici sunt inițiatori, dacă scrieți inițiatori. Amendamentele semnate, domnul, semnate de toți. Semnate inclusiv au făcut ADU, dar nu s-a scris fiecare amendamente, fiecare dată, nu există. Păi dacă nu există, la dumneavoastră nu există, la niciodată dumneavoastră nu există. Eu cred că soluția corectă este ca să rămână unii inițiatori, pentru că noi dacă am semnat acum, nu am fi în regulă, pentru că am semnat înainte de depunerea. E la mai trecut și prin comisie. Dar ce comisia nu este acolo? Da. Dar inițiator rămâne Varna. Ei, avizile la comisie s-au primit? Rămân și la ei, nu? Lasă textul. Da, dar este semnătura cu Varna Cristiană, nu-l confirmă. Păi apoi, două rânduri de trebuie la comisie. Înseamnă că rămâne în picioare. Ca inițiator. Noi, în comisia juridică, am votat textul domnul Varna Cristian. Așa, domnul președinte, lucrurile sunt destul de simple. Vă retrageți amendamentul la care sunteți simplu și puneți să semneze pe consiliere care... Nu, nu e ca nu vine în picioare, Dorian și acelea. Scuze, domnul consiliere, în primul rând că ați utilizat niște nume și apoi faceți ce decizii vreți dumneavoastră. Nu așa, aruncați cu noi. Dacă vreau eu să depun amendament, să depun amendament. Nu vreau să ne asumim. Nu vreau să participam, dacă vreau să nu ați fost acolo. Se pot, dar dacă s-a înțeles dinainte, nu e nicio problemă. Cu oameni. Problema e la oamenii să le cunoaște. Vreau să faceți sondaje pe Facebook, vreau să faceți tot să de analize. Ce se întâmplă la ora asta? Sunteți președinte de ședință, domnul consilier. Nu, eu nu sunt, eu doar am venit să fac. Ce problemă? Sunteți inițiator la proiectul de hotărâre, da? Nu au venit la avizele comisiei, nu au venit la proiectul. Faceți ce doriți la asta. Și vă arăt la tot la masă. Dumneavoastră sunt culcat. De ce? Dacă la cum? De ce? Domnul consilier, eu am citit amendamentul 17. Dar nu discutăm amendamentul. Mărgem de procedura politică. Proiectul de hotărâre, așa cum este inițiat el, de către executiv, are avizele ședințelor de trebuie. Păi nu știu amendamentele noastre ce face, dar... Nu amendamentele! Păi care? Raport de avizare. Păi am raport de avizare, fac referire la asemenea de ședință, da, pe care noi l-am prezentat. Dar sunt regulamente, ce l-am mai făcut, dar sunt regulamente, ce l-am făcut? Cereți-vă scuze, retrageți-le pe primele patru, la celelalte 25, 97, cum ar fi. Esențială, semnătura. Ala este inițiatorul. Nu textul. Textul poate fi oricat. Bă, nu cred că poate fi. Nu. Puteți să vă pune orice, dar vi-l asumați. Eu n-am sunt acum. Băi, nu mai să o puteți și faceți pe la porțările majorități nereale. Cei care sunt trecuți acolo recunosc total discuția care a fost. Nu o putem semna acum. Nu de asta, dar a făcut cineva o discuție pe tema. Dar degeaba am zice că da, că nu am amendamentul și ăla. Asta trebuie. Dar să vă faci avizare. Aia alt aspect, care proiect. Da, am zis așa, nu să. Dacă eu scriu asta, eu n-am fost întrebarea domnilor consilieri. Ce-am aprobat în comisie? Care? Că s-au dat amendamentul numărul. Mâine ne trezim că luăm acest amendament, se duce, hotărârea poate să fie contestată. În comisia a zis, amendamentul formează că e Varna. Cristian îi răspunde. Asta e inițiatul de cine? Comisia a zis, e amendamentul format de tine. Eu am spus, nu am fost înțeleasă, am spus că am votat amendamentele prin repet o dată. Aceștia ce am spus? Am spus. Vreau să clarificăm
clarificarea. Nu mai trebuie să clarificăm. Am primit la comisia mea de amendamente, că am luat cu 2 de amendamente. Deci, episodul 2, nici nu știam că există. Sau nu mai că o chestie de aia, asta e altceva. Dar noi am primit amendamente. Doamna Dărlea, vreau să fiu clarificare amendamente, că mai am votat, dar nu știu care. Nu e drag ce trebuie. Ați auzit, deci am retras prin primul calup de amendamente. Deci acea lucru e, nu-i problemă. Deci aceasta... Nu. Și acum s-au fost în rândă lucruri. Am luat și 2 de amendamente cu numele anterioare. Deci e clar. Nu știu că mai este acolo numărul acesta. Da. Iar eu am primit la comisii numele anterioare. Deci am luat cu 2 de amendamente. În care e inițiator pe asta. Nu am depus după comisia, nu am depus comisia. Deci nu putem discuta acum, adică s-a luat cu 2 de amendamente. Nu le-am avut în comisie. Deci, în terenul mobil? Deci, în terenul mobil? Bun, atunci are să-l presupune. Deci, s-a clarificat? Da. Dar a retras primul semn. Primul semn, dar nu-l doi. Dar ce nu era acela? Deci, da, asta e. Asta e. Da. Și le-ați retras pe alea din club. Da. Bun. Bun, hai să mergem. Ia de la alte până, le-ați aici. Păi, tocmai, aia era ideea. Am venit clarificări care le-am luat. Da. Ora aia, ora aia. Am venit la numărul 1718, 1721, 2023. Cât îți vreți număr? Bă, da? 1-7-7-1-8. Din 21-23. Inițiat de consilier local, Bată Cristian. Textul meu, după de executiv. Impostul taxa pe teren, cu construcție și terenul realizat în registrul agricol la categoria de folosit de teren de construcție, impostul taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului indicat în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută la următorul tabel. Zona A. Propune executivului 10.000, a, domnul primar, 10.783, zona B, 7.258 și 22 de bani, zona C, 3.447 și 79 de bani, zona D, 2.007 lei și 84 de bani. Am consultat fiscal, minimum este de 5.236 și maxim de 310.090 de lei. Adică este suportabil, la minim, la 25%, plus rata inflației, ca să nu trezi în fiecare an, că trebuie neapărat să majorăm taxe și impozitul local cu 30,1% sau cât e, 5,2%, în care am crește. Da, aveți ceva de... Tot terminați, vă expune, că am vrut să mă scrimă așa. Da, eu am terminat. Păi vreau și eu să-mi explicați dumneavoastră, domnule consilier, dacă în anul 2023 valoarea sau la indicatorul la care ne-am referit era 9.387,6 la zona A, spuneți-mi și mie pe care algoritm sau ce principiu ați aplicat dumneavoastră ca din intervalul pe care l-ați prezentat să propuneți 7.854. La minim am mai adăugat 5%. Deci avem voi să umblăm la bază. Nu avem voi să umblăm la un focodul fiscal la, la rata inflației. Am domnul consilier. Domnul consilier. Nu e prin singura primărie. Domnul consilier. Dumneavoastră permanent deformați realitatea și manipulați lumea prin ceea ce spun dumneavoastră. Și dacă discutăm de impozite și taxe, haideți să vedem cum a fost propunerea care a fost supusă spre dezbatere publică. Da? Executivul a preluat baza de impozitare a anului 2023, care este o bază de impozitare succesivă din anii precedenți și cum s-au evoluat lucrurile, la care, așa cum a spus legiuitorul, puteam să punem, conform articolului 491 din codul fiscal, discutăm de indexare cu inflație. În toate dezbaterile dumneavoastră publice, în toate luările de poziție, peste tot și asta, dumneavoastră discutați de majorare. Ceea ce este total fals, pentru că majorare se referă la articolul 489 din codul fiscal. Iar dacă limitele
sunt între 5236 și 13090 și noi propuneam pentru plecam de la 9387, eram în limită. Eram în intervalul acela la care aplicam doar inflația. Haideți un pic să reflectăm și să fim atenți la termene și nu facem lecții aici de administrație și de cod fiscal. Așa cum vă doriți dumneavoastră. Dar spune, păi, haideți un pic. Dar eu n-am spus că e ilegal. Eu n-am spus că voi consiliul local poate aproba și orice. Consiliul local. Domnul consiliul. Anul 2024 este un an foarte dificil din punct de vedere al tuturor aspectelor. Criza economică mondială, criza economică europeană, investițiile pe care trebuie să le transferăm și să le ducem mai departe și să le închidem, investiții care se derulează cu mai multe categorii de finanțări, au o componentă și componenta locală. Acest mecanism al impozitelor și taxelor locale este foarte important să plecăm de la principiile lui. Și să nu ne ducem într-un populism pe care dumneavoastră îl practicați pe orice formă de comunicare. Deci nu discutăm aici de suportabilitate populistă, de sondaje politice, de campania pe care dumneavoastră o faceți. Păi intrăm în 2024, da? Păi haideți atunci să nu punem impozite zero, nu facem nimic un an de zile și eu am propus ca executiv și ca responsabil, pentru că nu ne putem bate joc de un oraș. Dumneavoastră așa, când e vorba de impozitare, dați la mine, iar când e vorba de buget, îl faceți la maxim. Păi fiți consecvent. Dumneavoastră propuneți. Păi dumneavoastră propuneți. Mai devreme este în dezbatere publică un alt act de diverse stimulente financiare. Păi haideți să respectăm legile statului român și să luăm codul fiscal, care spune majorarea impozitului este una și indexarea este alta. Eu aici vin în fața locuitorilor orașului și a dumneavoastră, responsabil, și nu vin să amestec lucrurile și să dau pe sub cire și pe sub. Deci am pornit cu indicele de inflație 13,8%, care este un indicator stabilit prin lege. Păi cum facem aici? Dumneavoastră, pe de o parte, astăzi președinte de ședință, da, veni și spune să tăiem, iar pe partea altă de acționar la o societate comercială, care aveți închirieri din oraș, măresc cu 13,8%, că e inflația. Păi nu, dar haideți să ne lămurim. Adică nu facem o politică ieftină într-o parte ca să ne... Și spuneți-mi, Ange, de ce ați calculat azi 7,54? Ați spus de la minim, plus 5%, să fie clar, la impozitarea terenului de așa, minimul pe de cod fiscal, plus 5%, plus indexarea 13,8. Deci ne întoarcem cu impozitele la anul 2019. Da, fiecare an, la anul, dar la 2019 îi punem inflația. Da, nu, dacă va avea vreo 23%, să dau un exemplu, va face la maxim, fiecare an, în 2027, va face peste maxim. Nu-i singurul, sunt multe oateuri care au făcut așa ceva. Inclusiv este inițiat un primar, nu-i dau numele, deci primarul a inițiat ce trebuie. Primarul în funcție a făcut chestia asta cu micșul la bază. Primarul în funcție. Nu consilier prin amendament. Domnule consilier, cu toată responsabilitatea, viața comunității trebuie să o ducem înainte și să implementăm proiectele de dezvoltare pe care comunitatea le așteaptă și are nevoie de ele. Iar lucrurile acestea se face cu un sistem de impozitare. Nimeni nu este bucuros, nimeni nu este... Toți suntem plătitori de taxe și impozite și dacă am putea, le-am micșorat. Dar, din păcate, acest mecanism nu poate fi. Dacă o autoritate locală sau un consiliu local sau un oraș, o comunitate, indiferent ce, dacă într-o anumită perioadă nu are proiecte de dezvoltare, nu are proiecte de investiții, e posibil să se aleagă și acest, doamne, la anul acesta nu avem dezvoltare, ne oprim cu fiscalitatea și o vedem la anul și la anul ce o face. Dar nu așa facem populism din ăsta. Sunt toate oate. Eu am văzut să deci am făcut lucruri de parcare, de reședință, de plată și am încasat bugetul până la de zi, de repot taxa. Deci eu vă informez că, așa cum distin și colegii dumneavoastră, la începutul anului 2020 sau în anul 2021, au gândit zonarea, pentru că era foarte importantă zonarea și impozitarea și s-a creat acest mecanism, eu am prezentat un material pur și simplu cu o indexare, nu cu majorare. Deși am fi putut pune și o majorare, dacă aveam, dacă ne doream. Dumneavoastră le-am amestecat. Dar nu spun eu, dumneavoastră spuneți majorare. Dar
avea treabă mare. Păi, zonarea? Păi cum? Cui? Păi v-ați legat de zona. Zona, da, dar nu are treabă că... Păi, bineați, zona zero, după aia punem aici. Este la amendamentul dumneavoastră, da? Eu nu pot să-mi însușesc așa ceva. Și președinte, dar ce credeți? Deci, domnul Mulțumesc. Domnul Mulțumesc. Domnul Mulțumesc, ok. Deci aș vrea să mă întrebare dacă au fost cetățeni care au venit cu recomandări în ceea ce privește creșterea sau stagnarea taxelor și impozitelor. Dacă a fost măcar un singur cetățean, în afară de consilieri care au adus amendamente, care s-au pronunțat asupra bugetului pe anul viitor. Ce sunt. Da, trebuie să facem amendament, că sunt situații când suntem peste maxim. Nu, dacă au fost cetățeni. Da, nu sunt cetățeni. Da. Întreb pe doamna secretară. S-au depus hârtii în sensul ăsta, s-au trimis mail-uri, da, deci, sau... Pentru acest material. Pentru acest material. Da, mulțumesc. Da, nu știu. Acest subiect... Informațiile despre... care le-am primit de la conducerii mele, dar informația cetățeană. Eu nu fac un registrator în această temă, acest subiect despre impozite și taxe, e problema de sensibil. E clar că și executivul și primăria are nevoie de bani. Dar la sud avanțe prim-ministru României. Așa. Cum e numărit taxele? Nu mai. Să înțeleg că nu vreau să numărit ceva actualizați la cele de inflație. Nu vreau să treacă. Dar totuși mai am putea să menține. Măcar la nivelul anului trecut. Pentru că tot bine ar fi. Știți, aici e vreau. Deci ce trebuie spunea? Prim-ministru spunea că nu mărim taxele și impozite. Aici este o mărire. O mărire. Poate găsiți alte forme de dezvoltare a localității. Prin atragere de investitori, crearea de locuri, punerea în valoare a lucrurilor care le aveți disponibile. Nu știu, ceva. Poate găsiți alte soluții. Poate. Să mai atrageți bani. Sau găsim un cap de mijloc. Între executiv și plătim local. Domnul consilier, îmi cer scuze că vă întreb. Da. Dacă am prezentat un material semn, care l-am spus dezbaterii publice. Așa cum a întrebat și domnul consilier, nu au fost oficial înregistrate amendamente, solicitări și astea. Ne trezim în ultima zi, când dumneavoastră faceți un amendament. În ultima zi de lucru, 21. Bine. Bine, dar ziua. Pe data de 21. Dacă pe 20, pe 20 s-au publicat materiale au fost publicate cu 30 de zile. Da. Ok, de hotărârea acum de 20. Ne-ați încărtat din consilier, trebuia să fiți implicat în dezbaterea materialului. Bun. Așa este, domnul, și eu mi-aș dori, așa cum propune domnul Nicu Drăgăruță, să găsim soluții, să plafonăm, da, să scădem. Și noi am dorit. Iar orice investiție are o componentă de asigurată, sau care trebuie să fie asigurată din bugetul local. Avem două categorii principale prin bugetul local. Bugetul de funcționare, care înseamnă tot ce înseamnă sustenabilitatea serviciilor orașului și funcționarea lui, și bugetul de dezvoltare. Ambele se fac cu suportul acestor impozite și taxe locale. Nu avem două mecanisme, iar ceea ce propuneți dumneavoastră, hai să o dăm la mijloc, să nu, dumneavoastră ați transmis un text, iar corect și firesc era, dumneavoastră așa aveți stilul. Veniți, lăsați o hârtie la registratură și pe aia nu mai vă întâlnesc, pe aia să așeze praful. Dumneavoastră, dacă erați un reprezentant, un partid implicat în viața cetății, veneați și solicitați date de la executiv, ia să vedem care este impactul, cât poate fi, cât s-a încasat, cum se, care este sustenabilitatea. Care este capacitatea localității? Pe cartiere, pe zone, pe astea? Nu transmiteți așa un document și după care și l-a înregistrat cum asumat cu alții. Și acum veniți și încerci să facem la jumătate. Pe când sunteți vertical? Dar nu, de ce rămâne așa? De ce rămâne așa? Bun, mi-a dezbat acum la o variantă și a doua. Din punctul meu de vedere, dacă aș fi putut, populist, dar nu-mi permis să fac așa ceva. Indiferent ce se întâmplă. Nu putem să ne batem joc de orașul, de lumea, spune doamne, zero impozite și taxe, ca să fim capacitatea de alegătorilor să credem noi că o modificăm cu un proces. Nu, ceea ce dumneavoastră nu faceți așa.
Lasă-vă legat de orice chestii ca să mai puntați acolo undeva. Da. Domnul primar poate spune cetățenilor în momentul în care și-a mărit salariul cu 50%, poate să spună că da, trebuie să mergem pe taxe mărite. Mă rog să-mi dați o dovadă, domnul, da? Că a fost mărit cu 50%. Da, vedeți că scrie în declarația noastră. Aia de pe site-ul primăriei. Să dați tot un aport de 50%. Informații de da. Pentru fonduri europene. Știți că eu nu mi-am mărit salariul, că l-am vrut eu să-l măresc. Nu. Ce? Că salariile s-au actualizat și eu nici măcar... Eu vă întreb. Cetățenii orașului Târgu Ocna, pensionari, cei care muncesc, toți au creștere salariale de 13%, 13,8% rata inflației ca să poată acoperi ceea ce cereți dumneavoastră. Domnul vă întreb, domnul primar. Domnul primar, vă întreb. Legile statului anul 2024 vor fi indexați cu 5%, nu cu 13%. Este o lege? Este o lege a statului român, cu 5%, nu 13%. Deci nu te informați. Așa este ușor din pic să creșteți taxele și impozitele, domnul primar. Este da. Ușor. Că dumneavoastră le creșteți pe spinarea ce trebuie. Nu le cresc eu, domnul primar. Domnule consilier, nu le cresc eu. Ba chiar dumneavoastră. Le crește în primul rând. Ia uitați-vă la inițiator. Băi, da. Bun, sunt inițiator pentru că reprezint executiv. Așa. Și mi-asup. Da, mă zic. Deci dumneavoastră le crește. Intervenții ceva? Noi le votăm. Domnul, chiar am spus că nu le creștem, ci indexăm. Deci nu vă jucați cu termenii da. Și cu articole de cod fiscal. Că dacă codul fiscal prevedea ambele aceste două texte sau aceste două, acești doi termeni, indexare și majorare, făceam unul singur. Dar este un articol total distinct și dacă vreți, vi-l și citesc. Dacă ați zis eu, urmând a fi indexat, cu aplicare că puteți fi loc. Deci haideți să vedem un pic ce spune. Articolul 489. Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliul local sau consiliul județeane, iar articolul 491 spune indexarea impozitelor și taxelor locale. Deci nu amestecăm actele normative. Păi dar nu scrie să nu scrie. Nu, dar am răspuns la consiliul. Care el... Aveți puterea să spune, da? Care spune indexarea. Conform indicele de inflație. Până la vot, mai sunt ceva discuții, amendamentul ăsta? Cine este pentru amendare? Cine este pentru amendare? Împotriva sau ce spune? Pentru, da? Pentru? Păi doar un comunicat de domnul Barna, doamna Leoleacă, domnul Brăjinariu, doamna Dumache, domnul Ciurea, domnul Măciucă, domnul Drăgănuță. Așa. Da, împotriva sau ține? Împotriva sau ține? Ține. Ține. Nu l-am mai ascultat în preferință. 5, abține. 6, 7, 8, 9. Și domnul ăla, tot al lui Iani. Oh, de mine. Au pierdut fiul săracul de astea discuții. Da. Pierdut legătura. Pierdut legătura. Cu ferșoiul. Cu dilemnitatea. Ce faci? Nu mai văd seara, nu ai ce să fie. Nu e președinte. Conformat. Ce aveți astăzi cu mine? Ești plecat pe urmă. Da, vă rog. Amentă pe urmă. Ca noi te iubim. 17. Exact. 17. 17. Nu. În cazul clădirilor rezidențiale, dețin de persoane fizice. Textul original, propus de executiv, la clădirile de cadre din beton armat sau pereți exterior din cărămidă sau arță sau orice, oricare alte materiale state în urmă un tratament termic sau chimic, cu instalații de apă, canalizare electrice și încălzire sau condiții cumulative. Legea a fost propusă de executiv, 1378, lei metru pătrat, pot fi scat 1000.
1000 plus indexarea cu rata inflației. La clădiri cu conferențe fierul din lemn, din piatră naturală, din crăvită neapsă, din vânături sau din orice alte materiale înscute unui tratament termic sau chimic, varianta cu conferențe de executiv 4-3-10, varianta din cont fiscal 300, nu există nici minim, nici maxim. Clădirile anexă cadre din beton armat sau ferințe exterior din cărămidă arsă sau din orice alte materiale realizate în urma unor tratamente termice, variată cu puteri de executiv 275, cod fiscal prevede 200 fără minim bărbat. Clădiri anexă cu ferințe exterior din lemn, din piață naturală, din cărămidă de arsă, din bărături sau din orice alte materiale cu valori termice, variată cu puteri de executiv 241, din vreo 15, variante cu fiscal 225. Eu am propus variante din codul fiscal plus indexare 30%. Nu mi se va doar fi mai mult decât codul fiscal. Da. Nu susțin acest material din punct de vedere al executivului, pentru că asta veniți cu o diminuare cu 17,42 la fiecare din această categorie. Dacă voia să dezbateți cu atenție, trebuia să vedeți că venim iarăși pe o istorie acestor impozite. Iar toate investițiile se întorc ca o plus valoare a fiecărei proprietăți. Pentru că toate investițiile se fac în folosul comunității din aceste taxe care se strâng. Și atunci crește calitatea vieții, calitatea și armonia, strada unde locuiește fiecare sau din cartierul fiecare. Dar nu se poate, dacă codul fiscal propune, prevede 1000, noi și când s-a stabilit 1000? Vă rog, Cosel, când s-a stabilit 1378? Dacă în anul 2022 l-am aprobat, codul fiscal este 2023. Reactualizăm. Ceva trebuie. Dumneavoastră aici, clădirea anexă cu pereți exterior din lemn, veniți cu o scădere de 41%. Dar prevede codul fiscal. Bine, putere. Guvernul României, nu l-am făcut noi. Dar noi nu suntem pe majorare aici, noi nu umblăm pe majorare. Dar nu avem de majorare. Păi dacă noi, dacă... De la ce... Păi ce de cod fiscal? Păi și finalul indexării care este o sumoare? Care, dacă noi trebuie să indexăm... 1000, poate să fie 1000. 1000. Domnul consilier, amestecați cei doi termeni. Dar nu am amestecat, dar dacă indexați, trebuie clar. Eu am spus datele tehnice, susținute și argumentate pe fiecare valoare. Dumneavoastră faceți cum doriți, pentru că este dreptul. Politica nu se bază de români și văzut ce înseamnă indexare. Poate unii nu înțeleg, da, e simplu. Dar ce înseamnă? 1000 înseamnă? 1000 nu înseamnă? Nu înseamnă? Da, indexare și atunci dăm o explicație ca să se leagă toată lumea. Și dăm și încercăm ca la piață. Domnul consilier. Vreau să vedeți ce înseamnă indexare, simplu. Nu diminuare, nu să schimb proiectul indexare. Deci, asta pot să fie. 1000 de lei a apărut la codul fiscal în anul 2015. Păi da. 2015. Suntem în anul 2015. Domnul consilier, actualizat, dar pe această componentă nu s-a umblat pe ea. Dacă noi raportăm... Domnul consilier, dacă noi ne raportăm la anul 2015, eu subiect analiză. Ne întoarcem în anul 2015, adică acum minus 8 ani de zile, foarte bine, 9 ani de zile. Codul fiscal este modificat acum. Și dacă această valoare, de ce nu s-a modificat asta? Păi, ia cu legitorul să zice. Și noi, legitorul așa scrie. Dar eu nu v-am spus, lumea s-a scris și. Eu am venit și v-am explicat tehnic, legitorul așa în susținerea acestui material. Care este legea? Deci, Guvernul României. Nu, doamna, nu. Ce? Da, se pune la vot? Amendamentul? Eu ce să fac? Cine este pentru? Scuze! Împotriva? Abține? Okay.
Amendamentul 1720, din 21 a 2-a 2023. Pentru clădirile rezidențiale a procurorilor. Varianta propusă de aici. Propus 0,28. Avem gândire inițiale reevaluate sau domeniul de un 5 ani, cod fiscal și prevede 1,3 și propune 1,21 pentru gândire inițiale aflate în proprietatea sau de pește pe călătorită utilizată prin acțiunea de domeniul agricol impot la taxa pe clădiri e capulată prin aplicarea unei cote de 0,55 efectiv, cot fiscal e maxim 0,4. Valori care au fost stabilite la fel în anul 2015. Dar e cot de bine. Valorile din cot. Valorile din cot nu sunt cele maxime. Valorile din cot pot fi cu plus încă 50% din codul stabilit în 2015. Deci sunt unele care au un interval și altele nu. Se poate să pleacă de la o bază în care spune că Consiliul Local poate să le mărească cu plus 50%. Iar nu ne-am ajutat niciodată. Pentru că fiecare Consiliu Local în istoria comunității noastre a fost un Consiliu responsabil. Și executivul la fel. La 1,3 ori 50%, deci la 1,91 chiar la maxim. 1,95, asta ce înseamnă? 1,95. Da, și atunci la parte de maxim. Și acolo ne oprim. Ce? Maxim? Deci maxim pe 50%. Deci eu zic în prim, că ne-am oprit acolo. Nu mai pot să indexez după. Sau dacă vă vor apărea, dacă nu am oprit. Suntem obligați să plecăm de la nivelul taxelor de anul trecut. Nu, trebuie să le luăm. Trebuie să le raportăm la cele din fondul fiscal. Le pot ajunge chiar și mai mici decât anul trecut. Dar, domnul consilier, orice este posibil. Dar noi aici dezbatem. Aia trebuie să vă duc aici, plecăm de la valoarea trecut. Dar dacă noi am folosit ce legiuitorii, aveți perfectă dreptate ca și gândire, ca și opinie. E indexul ăsta zis. Dar să ne raportăm la ce limite, da? Perfect adevărat, dar se discută în toată cazuistica ca anul 2024 și s-a propus pe toate nivelurile și încercăm să rezistăm provocărilor zilei punând doar indexarea. Ne-am fi dorit, vă dați seama, ca executiv, ce primar în funcție nu dorește să vină cu un articol sau cu un articol? Nu discutăm în articol, din primul an, dacă s-ar putea. Dar nu putem să venim pe partea elată. Păi, venim acum și noi propunem o fiscalitate la baza de jos, după care venim să ne propunem luna viitoare sau peste două luni zile, când facem bugetul, să asigurăm niște dezvoltări. Păi, undeva nu suntem corecți. Da. Este greu și pentru noi. Păi, local, pentru că ca să maturăm. Încă o dată nu se discută de majorare. Deci este că de mine nu se discută. Nu doar că nu vreau la nivelul aici. Niciun serviciu în oricare prestare de serviciu sau orice bun nu vine, scade și apoi crește pe niște algoritmi. În oricare. Toți suntem utilizatori și consumatori. Mai discuții la amendamentul? Până la vot amendamentul. 7720. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Asta cu cine? Cu taxa. Taxele locale.
Mai țin de cuvânt. Nu mai sunt. Da. Taxele aferente activității, textul original. Taxele aferente activității de transport, energie, taxi, taxele de așteptat din club, clienți, lei, autoturism, 81 de lei, taxa redevență, lei, autoturism, 51 de lei, autorizare de special taxe și 297, taxe aferente activități, transport feroviar. Punerea activitatea liberale au transport de taxe de firmă 297, taxe pentru liberare, autorizare de taxe culturale și structuri de activitate pentru PPA, intervenire individuale, întreprindere familiale 291, totări comerciale 297, societăți de transport local de creditor 398, totări de transport taxi 398, magazin tip market 740. Eu am propus pentru o fel de taxi 40 de lei, taxa de dependență 30, autorizare special 150, eliberarea de transport, servicii funerare 150 de lei, pentru PFA, interfine individuale, interfine familiale 100, societate comercială 150 de lei, societate transport local declarator 250, societate de transport din taxă 250, magazin de tip market 500 de lei. Inclusiv la taxiuri se plâng foarte multe, sunt 50 de taxiuri care plec autorizate și au 12 sau 16 locuri de parcare. La Onești sau la Bacău, ca un alt localizație, taxa pentru autorizația de funcționare este 180 de lei. La Târgu Ocna, propunerea 297. Inclusiv asta, la sotezi foarte mult. Deci, în 2021 s-a făcut 50 de lei, am trecut la Comisiune, trebuie la Uber, de pentru că discutăm de un subiect foarte important. Cine avem taxele locale. Și aici, domnul consilier, iar amestecă lucrurile, cum îi convine dumnealui și ia niște cifre așa. Eu aș trebui, domnul consilier, dacă tot ați făcut un material, să veniți în susținerea lui și să vedem cu argumente care este impactul. Pentru că așa e ușor. Dacă legem, cum spune și domnul consilier, este prea mult. Toți este, pentru fiecare de noi este prea mult. Raportându-ne la ce? La venituri, care veniturile sunt foarte mici. Dar haideți să vedem acum aici. Taxe în loc așteptare clienți, lei de autoturism pe lună și taxă de redevență, da? În anul 2023 a fost 71 de lei și am propus în anul 2024 81 de lei. Taxa de redevență 45 de lei și am propus 51 de lei. Toate mașinile care solicită să fie suspendate într-o anumită perioadă de timp nu plătesc aceste taxe. Iar ceea ce dumneavoastră spuneți acolo că sunt 50 de... nu știu, că n-am înțeles la ce vă referea dumneavoastră, este total erunat. Astăzi, sau în anul 2000, în luna noiembrie și luna decembrie, noi avem 29 de autorizații pentru transport taxi. Aceste 29 de autorizări autorizează 50 de mașini. La noi este un lucru anapod aici. Pentru că sunt două tipuri de taxiuri în Târgu Ocna. Sunt cele care sunt cu societate comercială și sub o societate comercială care are plătește taxele de autorizare, de funcționare, de deci taxa de autorizare, de funcționare și de despecerare. Este o singură taxă, dar are 10 mașini acea societate. Iar ele sunt societăți, IIU-uri sau IF-uri, care funcționează cu o singură mașină. Că el dorește să aibă acel domn, să aibă independență. Nu vrea să fie subordonat nimănui. Este clar că el suportă aceste cheltuieli integrale. Și atunci de-aia taxa lui îi se pare incorrectă. Dar una este să te raportezi cu un magazin care scoate o autorizare de funcționare și are 1000 de metri pătrați suprafață desfășurată și nu știu câte zeci de produse, și altul e care are un singur stand cu un singur produs. Păi când distribui taxa aia pe an, clar că produsul ăla nu mai este competitiv cu celelalte. Taxă de autorizare, taxă. Avem două autorizații la nivel de localitate. Atât. Două. Eliberarea autorizații, transport, servicii, funerare. Unul singur.
o singură societate la care noi am propus în loc de 261 de lei pe an să plătească 297. Deci haideți aici să discutăm un pic pe cifre. Haideți să vedem următoarea, da? Autorizații funcționale pentru societăți transport local de călători. Zero. N-avem niciuna. Pentru că avem o singură societate de transport local care este stabilită și nici nu, sau nu este subordonată Consiliul Local, ci sub Consiliul Județean. Da? Autorizații de funcționare pentru societățile de taxe. Ce v-am spus mai devreme? 29 de autorizații avem, dar sunt pentru cele 50 de mașini. Autorizații, iar în luna noiembrie și decembrie sunt 14 mașini suspendate. Deci ele sunt în activitate, din 50 minus 14 înseamnă 36 de mașini. Și în fiecare lună, dacă unul din utilizatorii acelui autoturism nu funcționează, îi se ridică autorizația, apare pe tabelul centralizator în punctul de informare a cetățenilor care au mașini nu sunt autorizate și atunci ele sunt scoase din evidență. Autorizații de funcționare pentru magazin tip market. Dumneavoastră veniți acum și spuneți că în loc de 650 de lei se plătească 500. Păi hai să vedem care sunt acele autorizații. Avem 8 magazine. 4 sunt de tip ESA și sunt aici Penny, Mega Image, Profi și Pepe. Hai să le plângem de mil acum. Și mai avem încă 4 care funcționează pe persoană fizică. Că își doresc să aibă fiscalitatea pe persoană fizică, dar să pună la dispoziție cu contracte de comodat și ei să facă cifre de afaceri. Magazinul Central, magazinul David, magazinul GX89 Activ și magazinul Nevila. Deci haideți acum un pic să vedem ce rulaje se întâmplă și toți stăm la cozile de la magazinele alea, iar când acele marketuri, ca așa le-a prins vremea. Nu și-au făcut parcare, nu și-au pus la dispoziție sistem de punere în valoare. Nu, el a deschis magazinul, pe el nu-l interesează că locuitorul nostru merge cu sacoșa, că traversează, că trebuie să-i facem curat la magazin. El a făcut magazin. Ei n-au nicio obligație. Și noi acum venim să le scădem impozitele de la 650 la 500 de lei pe un an de zile. Deci, haideți un pic acum să fim responsabili cu noi, în primul rând, ca și locuitori. Eu nu am o problemă nici cu acționariatul nimănui, nici nu îl susțin, dar totuși haideți să respectăm niște proporții. Astea sunt realitățile. Astea sunt realitățile. Iar ce dumneavoastră propuneți aici așa un talmeș, barmeș, că scădem, că facem? Păi dumneavoastră propuneți influențe minus 43%, minus 42%, minus 48%, minus 26%, minus 28%. Intrăm într-un algoritm de ăsta. Paradis fiscal aici. Păi hai să punem zero, ca cel puțin o sumă. Declarăm o enclavă, ne declarăm o enclavă aici, punem paradis fiscal, punem o fiscalitate zero și la agenții economici, și la persoane fizice, și toate tipurile de agenții economici și gata. Și atunci știm așa mână. Eu știu că este greu. Eu știu că este greu, că toți aici nimănui, nici părinților mei nu le roșesc când mă întreabă cât a crescut impozitul. Și eu sunt plătător de taxe ca și dumneavoastră, ca tot celălalt. Dar trebuie să fim, dincolo de lucrul ăsta, responsabili. Da, să pui de autorizare, funcționă la centrul comercial, la un alt automativ, e 100 de lei. Da, domnul, hai să-i luăm, nu, pe el 100 de lei. Da, nu, eu zic să-i mai dăm 100 de lei. Eu zic să-l rugăm 100, îi dăm noi 100 de lei. O scumpitru. Dar nu-i problemă de... Păi nu, e vorba de pe el, la cine, domnul? La 297. Care 297? 250, centrul comercial, numai care. Care? Domnul consilier, sunteți acționar la o societate, da? De ce ați până ați mărit cu 13,1%? Cum? Dacă ați trimis adrese la societățile comerciale? Ei, nu, vă scot adresa? Vă scot adresa? Haideți că nu vă vreau să fac din mesaj. Adică, pe de o parte, când sunteți acționari, pe buzunar dumneavoastră măriți cu 13,1%, ca și cum ați dat dumneavoastră cu parte spațiile comerciale, n-ați schimbat o clanță, și, și pe partea la Consiliul Local sunteți plângeți din mila lui Penny. Dar cine plânge din mila lui Penny? Păi, vă dau din mila lui Penny, poate plânge. Plângeți cu Lipușel, chiar? Chiar dat la 2007 la DGD, n-a zis de tot. Da, de parte. Bine. Bine. Cum te poate vreau? Hai să fim mai aproape. Da. Domnul Cristi. Da. Mă rog, hai. Până la vot amendamentul. Cine zi pe acolo?
Cine se abține? Împotrivă? Da, mulțumesc. Dumneavoastră ați lansat acum 3 ore, 4 ore, un sondaj. În situația economică actuală a populației, este suportabil pentru cetățenii majorarea impozitului taxelor locale cu 13,8? Păi de ce deformați realitatea? Trebuie să scrieți acolo. Este suportabil indexarea cu 13,8 conform ăla? Păi numai duceți în eroare. 1000 de oameni, 2000 de oameni, cred că noi este aici, tot așa simplu nu suntem de acord. Păi, hai să fim corecți. 13,8, dar hai să-i informăm corect. Hai să-i informăm corect. Dar nu ați zis așa, te de bun ți-am amendament cu 6, dar nu 6. Vedem articolul 3, deci am cu 7. E reglă în timpul. Faceți-l. Atenție că Bacău o respins și s-au dus la, s-au dublat toate. Acum am citit șeful din asta. Păi dar nu se abține o respins. Majoritatea nu are. Eu vă spun că am citit presă. Înseamnă că e o... A retras de pe ordinea de zi. Inițiator. Adică haideți să nu ne ducem într-o politică ieftină. Discuție la proiectul fără amendamente. Promo forma făcută de fiu. La. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind transmiterea drepturilor de gestiune în baza contractului cu gestiune 4747 din 10 aprilie 1997 pentru imobilul teren și poate orată de urmă, strada Carlul de Bucetiu, locul E punctul de fapt, gestul la fel, de la primarul de Bucetiu. Raportul Comisiei Juridice. Comisia Juridică a avizat nefavorabil votul pe care a fost și celelalte 6 acțiuni. Raportul Comisiei de Urbanism. Vot favorabil cu unanimitate. Votul Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Discuții? Domnul Robert? Da. Vreau să întreb executivul că bănesc că asta este o moștenire așa de conduce a orașului, stațiuni și de zona. Au fost consultați proprietarii, unul dintre ei sunt și eu recunosc și nu mă dezic să o spun. Au fost consultați proprietarii de la acel imobil, legat de această concesiune, purtat așa de mână în mână. În momentul când DCR-ul a vândut spațiul respectiv, au fost întrebați proștii de proprietate acolo, care sunt plătitori de taxe și impozite, nu cred și eu. Când DCR-ul a vândut spațiul, proprietarii de acolo aveau un drept de servitude, întreb și eu. Aveau și drept de un drept de preemțiune, măcar. Vis-a-vis de acele, în condiții în care este o catastrofă tot ce înseamnă parcări acolo. Puți, veniți din nou acum, iar mai adunăm doi ani, că n-am reușit marea cursarea și dăm în concesiuni spațiul respectiv un X, care nu are nicio legătură cu zona aia. Rămâniți-mă, poate am înțeles eu prost. Eu încerc să vă să transmit doar mesajul, pentru că de mulțumit nu putem fi mulțumiți cu niciunii, dar Banca Comercială Română, când s-a deschis și când s-a înființat, a solicitat Consiliul Local la acea vreme că pe lângă contractul de proprietate care l-au avut ei, însuși că nu au fost de acolo, ei au cumpărat. Nu știu cum au fost. Cumpărat, da, așa.
Și au solicitat la vremea respectivă o suprafață de 53 de metri pătrați, pe care este un garaj, sau nu știu ce este acolo. Și central. Deci e o construcție. Dar acolo. Între timp, Banca Comercială, ca tot ceilalți proprietari, a scos la vânzare terenul, spațiul comercial de acolo, a fost adjudecat de un alt cumpărător. Este important sau, mă rog, că e un cumpărător local. Și noi acum nu am făcut decât să venim să dezbatem, să vă propunem spre dezbatere, transmiterea dreptului de concesiune de la vechiul proprietar la noul proprietar. Acum, odată un contract aflat pe Roșinea, fiind la scadență, noi am venit cu acest mecanism. Poate nu convine. La scadența sa, când va fi procedată, încă 23 de ani, au fost pe 49 probabil și s-au scurs diferențele astea de ani. Nu, dar în mod normal așa ar trebui să... La momentul respectiv, vechea conducerii, domnul primar de la Geabevi, nu era normal să învede, bă, proștilor, de la E11. Nu cunosc, atunci în anii 90, când s-au făcut lucrurile astea. Vedeți, noastră, că anumite situații... S-a mai schimbat și legislația, dar nu știu eu. Fiind acolo, așa este, exista principiul dreptului de pensiune. De care nu știți prea bine. Sunt niște anomalii. În condițiile în care existau niște proprietari acolo. Astăzi putem să analizăm că sunt niște probleme. Vedeți, spații de tip bancar, vând, cumpără și apoi nu mai întreabă nimeni. Tot ce înseamnă spațiile de jocuri de noroc. Vin, se așează, închiriază un spațiu oriunde, nu plătește nicio taxă locală, nici măcar nu ne informează că și-a deschis acolo punctul de lucru. Nu că să plătească 100 de lei, 200 de lei, dar nici măcar taxa aia nu. Sunt scutiți, domnul primar, eu nu mă înțelegeți să nu mi-e greu. Nu! Eu sunt vocea celor oameni de acolo. Aveți care sunt plătători de taxe și impozite. Doamna, vă rog. La explicații. Această concesiune a fost aprobată de Consiliul Local în anul 1997. Este o hotărâre de Consiliul Local care s-a aprobat concesiunea. Iar contractul de concesionare este încheiat în 1997 cu Banca Comercială Română. Acum, această societate a înstrăinat construcția. Conform articolului 41 din legea 50, la data transmiterii construcției, înstrăinării construcției, se transmite automat și dreptul de concesiune. Este doar o formalitate, pentru că noi, ca primărie, nu putem încheia contract de concesiune fără aprobarea Consiliului Local. Dar este doar o formalitate, pentru că deja legea le permite să preia acest contract de concesiune, fapt pe care l-a notat și notarul public, în contractul de vânzare cumpărat. Deci dacă la vremea respectivă, în 97, a fost întrebați proprietarii asta, păi nu au povestit. La pe aici, practic, asta am vrut să scot. Eu am înțeles ce a spus, dar proprietarii nu au fost consultați. O situație similară. La vremea respectivă, o situație similară, un alt finanțator bancar, să-i spune. Practic, este vorba de ce? Suntem și acum în litigiu cu ei, tot pe concesiune, care a expirat o concesiune și am exprimat dreptul să nu le mai prelungim și ei și ne-au dat în judecată și ne judecăm din nou 2-3 ani cu ce? Pentru că legislația i-a avantajat în anumite momente ale democrației noastre. Și acum noi suntem puși în fața unui fapt împlinit. Abia dacă n-am promovat hotărârea sau dacă nu am adoptat-o, ei o câștigă pe partea juridică, pe fondul problemei, nu pe fond. Pentru că legiuitorul, el dacă rămânea proprietar BCR încă diferența asta de ani, nici nu aveam întâlnirea acum de dezbatere. Rămâneam și, tot împreună am stabilit când a fost analizat garajelor. Când am spus, doamne, ați le aducem pe toate la un numitor comun și atunci când vor expira, se expire toate. Și cine o hotărâ atunci să hotărască pentru o anumită perioadă de ani. Vă simte, bă? Da, un lucru. Cine e pentru? Abțineri, deci abțineri, plus 4, plus
Împotriva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donate din partea domnului profetul Mihai Nichita București, inițiator primarul Orașului București. 5. Comisia juridică, avizul? Avizul comisia tot nu e favorabilă. Au fost 3 votificate. S-a început și București. Comisia economică? Aviz nefavorabil cu 2 voturi pentru și 3 abțineri. Domnul Robert? Da, eu pun o întrebare, iar poate sunt eu, n-am înțeles materialul de ședință. Am înțeles că este vorba de o donație, da? Da. Bun. Și în același timp și o condiție, nu? Da, este o donație cu o sarcină. Cu o sarcină. Nu se mai numește donație. Dar acel teren, de exemplu, să aibă taxe și impozite locale. Acea donație, adică își însușește acele datorii sau nu și le însușește. Dânsul nu cer o plată. Are doar o singură condiție, ca o sală în care vor fi expuse aceste tablou să-i poartă numele, nu are o pretenție pecuniară. Și din cauza asta ar trebui să venim în Consiliul Local pentru aprobare. Acest chestii nu avea niciun problem pentru, simt, pentru proiectul Teodora Babel, post-mortem. Nu, acolo era vorba despre ce găseam. Ce Teodora Babel? Acolo nici acum nu avea niciun, n-avea nicio pretenție. Părerea mea că este ok, cum cere această sarcină, doar nu se poate numele nu. Lucrările dânsului. Poate numele dânsului. Asta a făcut. Nu știu ce. Eu vreau să aduc o completare. Distinsul locuitor, concitatin am avut și aflat în viață, membru a tuturor formelor recunoscute de a picturilor români și nu numai, a venit și din lucrările sale pune la dispoziția comunității aceste tablouri, care sunt în număr de 20, nu, 14 tablouri. Dumnealui, așa cum a spus și doamna, nu a venit și tabelul din spate cu valoarea de vânzare a lor, nu a stabilit-o dumnealui. El a spus, bine, eu nu am o valoare de vânzare. El trebuie să fie evaluate de un expert și s-au dat niște valori astăzi. Fiecare tablou are valoarea sa. Și dacă luăm un ceas vechi cu armă și îl ducem în calcioc, nu luăm nimic pe el. Dar dacă îl duce la un anticariat, s-ar putea să valoreze imens. Și atunci, dumneavoastră, i-a solicitat denumirea spațiului în care vor fi expuse, când vom avea un spațiu de expunere, cu sala portându-i numele. Acum, unde ele sunt așezate și puse într-o expoziție, au fost puse în valoare în holul central al centrului cultural. Dar acum, în centrul cultural, pentru a înmobila spațiu, este expoziția dumnealui. Când am avut expoziția de unui alt pictor din zonă, au fost retase și au fost puse pe o perioadă ale acelui pictor. Când a fost expoziția cu acele imagini ale marelui inginer Anghel Salini, au fost retase și au fost puse. Decât să rămână lucrările atunci când nu s-a stabilit spațiul și noi ne dorim să avem un spațiu cultural generos, așa cum este Casa Borisov sau știu eu, un alt spațiu, în care acolo unde vor fi expuse să poarte o denumire. Știm cu toții că peste tot, în toate muzeile lumii, sălile poartă niște denumiri. Nici n-ar fi corect cu denumirea unui inginer și ai expuse tablourile unui pictor sau altfel, sau unui reputat om de cultură, de altă. Dar tot o formă de plată este asta, chiar dacă nu este material. Asta a spus că nu e tot o formă de plată. Da, a pus de recunoaștere. E o formă de recunoaștere. Da, exact. Știți că mai sunt și în foaierele teatrelor sala, nu știu. Avem și noi, în orașul Târgovna, sala de spectacole de la Salina se numește Florin Chiesa.
așa că îmi dorește și dânsul, o sală, e, mai... da, așa. Da. Ei, o întrebare, că doar... Al nivelului, da, ce faci? Să poate... Am dat un zis. Da, am înțeles. E, mi-a dat la Mihai Michida București? Da, e mic, da. Nu putem să punem pe timpul vieții sau pe timpul... Da, dar nu este stabilit. Asta vreau să întreb și eu. Dar nu este stabilit în această sală. Dar nu există încă această sală. Când vor face parte într-un spațiu cultural de sine stătător și va fi o expoziție permanentă, pentru că ele vor face... Hai să acceptăm donația și stabilim exact, dacă... Pe dânsul a zis, nu vreau. Nu vreau acum, a zis că... Da, da, e o întrebare. Ați amintit de sala Florenției. Pe ce-am cerut Florenției? Nu, eu am dat doar un exemplu. Am dat un exemplu. Am dat un exemplu, că nu neapărat o clădire, ci și o anumită sală poate să fie, nu o întreg imobil. Eu cred că este un artist care, cu care noi ne mândrim, este un artist recunoscut, că nu suntem ceea ce suntem, ci ceea ce ne recunosc ceilalți. Recunoscut în lumea artei, a frumosului, e un artist local. Eu cred că fiecare din fiecare comunitate își pune în valoare artiștii și nu numai, din toate categoriile, și oameni de cultură, oameni de artă, de inginerie, de medici, tot felul. De-aia și denumirile străzilor poartă nume ale, ale unor personalități, și locale, și naționale, sau internaționale. Eu cred că e o formă de recunoaștere. Până la urmă ofer ceva orașului. Da, da. Aceeași idee, putem e foarte frumos să-ți cunoaștem valoarea oamenilor pe care îi avem deocamdată printre noi. E timpul să începem să dăm cezarul ceea cezarul. Mi se pare normal să poarte numele înregistrări, nici măcar acum nu știm dacă va fi mâine. Cine știe când va fi. Să votăm și să, începem, să recunoaștem valoarea oamenilor pe care îi avem concetățeni. Nu post-mortem, acum. Mulțumesc. Sunt discuții? Cine este pentru? Abține? Abține? 4. Doamna Dumache. Da, eu m-am ținut. Da? Patru. Am Deanu, Aparaschile și Înfu. Patru. Cu toată responsabilitatea. Da. Lasă, mai sunt șoase. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe unitate publică a orașului din Bucna, a 7 ori în România, este în vedere instalării unui mașin de locuri imobile. Raportul de avizare a comisiilor, comisia juridică? Deci, proiectul numărul 6, 7 hotărâre, aviz favorabil. 6. 7. Comisia de urbanism? Aviz favorabil de unanimitate. Comisia de economică? Aviz favorabil de unanimitate. Discuții? Nu sunt. Oi, mare, doamnă. Rezervenția sunt tot de micuri. Da, mare, este de ori. Am stat la mare. Da, o greșe. De acces. Știu. Pentru că acolo e privat. Discuții? Nu sunt. Unde e așa bun? Sperăm să îmbunătățească semnă. Da. Până la vot, cine e pentru? Să fie cineva împotriva? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism aferent și prelungire validității documentației de urbanism, planul urbanistic general, al lui Târgu Ocna și a regulamentului local de urbanism aferent. Raportul aviz, la avizul a avizat favorabil, cine vot pentru, nu abține, nu vot pentru, aviz favorabil la unanimitate. Discuții? Când preconizați că se finalizează asta? Este o mare problemă cu bolile la nivel național. Nu sunt specialiști care, firme care să vină și să facă aceste documentații. Aproape toate localitățile au planuri urbanistice expirate
Sunt foarte puțini cei care fac cu valorile actualizate cu multe zerouri și să sperăm în fiecare an l-am pus, știți, pe lista de investiții. Să știți că sunt localități și nimeni care v-au actualizat. Da, da, da. Au avut probleme. Și vreau exemplu, Comănești, de la Mănești, Dofteana. Da, da, da. Da, nu prea dau exemple, dar acum trebuie să dau exemplu și să știți că cunosc câțiva tineri care Dofteana, de exemplu, și-a introdus în din extra-bilan, intra-bilan, și urmea și sunt câțiva tineri din tribuna care au cumpărat terenul acolo. Și noi suntem acolo o documentație în care anumite suprafeții din extra-bilan. Haideți să ne credem cumva, haideți să facem ceva. Trebuie să nu știu. De-aia acum, ceea ce spuneam și parcă e o problemă pentru că fără ăsta nu se poate. E tot documentul care se întâmplă în instituția aprobarea. Sunt parcările astea în oraș ăsta. Da. Probabil că sunt în construcție. Sunt proiecte. O să. Astea discuții? Nu. Bun, mă bun. Cine este pentru? Dacă e cineva, împotrivă? Cu speranța și cu afirmația că peste un an să nu fie în același loc. Adică se poate să fie în mod de avocat. Ai venit ce dori. Da, da. Proiectul numărul 8. Proiectul de privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată în data de 28/2/2023. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Raportul Comisiei Juridice. Anis favorabil 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă, domnului consilier Mașcu. Comisia de Urbanism. Anis favorabil la unanimitate. Comisia de Studii Economice. Anis favorabil 5 voturi pentru. Discuții? Nu. Spun la oricine este pentru? Împotrivă? Da, știți? Împotrivă eu. Împotrivă. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată în data de 11/2024. Raportul Comisiei Juridice. Adus favorabil 6 voturi pentru. Comisia Urbanism. Comisia favorabil la unanimitate. Comisia de Studiu de Economie. Avis favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Spun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Împotrivă eu. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Târgu Ocna Bacău, împreună cu Marul Târgu Ocna. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil până la unanimitate de vot. Discuții? Bun, la puțin este pentru? Pierdem timp, domnule. Interactiv. Împotrivă? Abține? Deoarece nu s-a respectat articolul 7, aliniatul 7 din regulamentul de funcționare cu Consiliul Local. Inițiatorul retrage proiectul de hotărâre. Să nu-l spuneți asta. Retrage proiectul de hotărâre numărul 10, privind eliberarea de funcția vechii primarului, retrage. Nu știu, 11. Nu vrem să ne întâlnim cu situația când va contesta și pe o hotărâre legală să fie demis. Dar nu facem asta. Nu facem. Păi nu luați un pic. N-are ce să facă așa. N-are ce ea. O rugăminte dacă avea din partea celor. Nu pierdă sentimentul tuturor consilieri locali.
Situația este jenantă și nu este creată de noi care am fost la inițiatorie. Adică cumva... Mai era jenantă dacă... Nu neapărat asta. Deci mai din asta vreți care nu se la... Nu pot este trei inspecționare, mai de la nivel primării. Este bine, e o colaborare. Adică să lasem unul de la celălalt, cumva să fie o repet, o colaborare, adică vice primarul să aibă de locul lui, să aibă atitudini, să aibă obligații, să fie unul de bază în primarul și îi mulțumesc. Așa este frumos. De altfel, nu am venit cu domnul Dorica Petrov, pentru un om respectuos, și cred că ce-a îndeplinit cu bine statul din primar, cred că a fost dat greșit că nu s-a adresat Consiliul, că o dată ca și cu jucă. Și cred că noi am putut interveni, pentru că relațiile să fie frumoase și de colaborare. Mă bazez pe înțelepciunea dânsului și a domnului primar, că vor găsi soluții și vom vedea la sfârșitul de mandat că ies cei mai buni prieteni și vom vedea cum va vorbi. Dar găsi soluții să colaboreze. Cumva mesajul nostru este pentru o colaborare în veință, în veință, compatibil cu veință. Vă mulțumesc! Cu câte demni întrebări, întrebări răspunsuri? Da, domnule. O întrebare pentru domnul primar, dacă toate persoanele cu disabilități și-au primit indemnizațiile. Începând de astăzi, da. Asta e tot. Aș vrea să urez cetățenilor orașului Târgu. Nu am primit indemnizația pe luna noiembrie, este integrală. Pe octombrie, că decembrie nu. Deci pe octombrie este integrală, iar pe luna noiembrie fiecare a primit procent din valoare, a fost aproximativ 60%, nu? Sau 40%, da, 30%. 1100 și ceva de euro. 700 și ceva de euro, da? 700 și ceva de euro, da. Suma care a fost certificată săptămâna trecută a fost distribuită echilibrat către toți cei 100 de... Până la sfârșitul anului găsiți resurse pe lor problemă. Tot ce înseamnă capitolul de rectificare s-a încheiat. Dacă va veni o hotărâre de rectificare și ne prevede legea mâine și voi, noi o facem. Vă convocăm legea de urgență. Da? Înțelegi? Da. Mai am o întrebare pentru domnul primar. Tu ți-ai amintit de Casa Borisov. Cam de mult s-au promis multe și nu s-au făcut nimic la casa aia. Există vreodată o speranță să facă ceva acolo? Casa Borisov este în conservare, aparține comunității orașului, din domeniul public al localității. Este înscrisă în documentația celor de la Compania Națională de Investiții, este a fi finanțată. S-a apropiat lista de rezervă a proiectelor și noi sperăm ca la un moment dat acea listă de rezervă să fie transformată și să devină certitudine. Până atunci o ținem sub conservare, am încercat să asigurăm tot ce înseamnă măsurile de a nu se mai degrada, adică să nu mai plouă în ea, să nu mai aibă geamurile deschise și să își facă cuib acolo diversi oameni care își găsesc acolo sprijinul. Și după vânturile de podurile portocalii de săptămâni trecute a fost reverificată, calibrate geamurile de acolo și tot ce înseamnă căi de acces. Eu am mai ridicat o problemă cu colțul de la R15. Gaura s-a mărit acolo. E o zonă foarte mare și acolo e cam periculos. Și aia este monitorizată de către colegii de la serviciul de situații de urgență, atât cât când intră în zona acolo să fie decopertată. E o zonă greu accesibilă acolo. Suntem în procedură acum de a finaliza documentațiile și parte din spațiile de acolo, celor care își doresc să o facă să fie achiziționate, să fie cumpărate. Mulțumesc! Cu plăcere! Un an bun tuturor. Mai vreți să vă citești și știți ședința.